La praznicul botezului Domnului Iisus Hristos, sute de credincioși timișoreni au participat la slujba de la Catedrala Mitropolitană Sfinții Trei Ierarhi din Timișoara. Sfânta liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre rânduiala sfințirii caselor. Rânduiala aceasta sfințirii caselor este vine din vremuri străvechi. Într-un cuvânt, într-o omilie a Sfântului Ioan Gură de Aur, el menționează că înainte acestei sărbători și la această sărbătoare, preoții sfințeau casele credincioșilor și mai spune ceva, menționează ceva foarte frumos, gândiți-vă, în secolul IV, consemnează Sfântul Ioan căci preotul și cu cei care îi însoțeau cântau troparul acesta pe care l-am cântat noi de atâtea ori astăzi în Iordan, botezându-se cu Doamne. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba aghesmei mari. După sfințirea apei, ierarhul a binecuvântat credincioșii, iar preoții slujitori le-au împărțit aghiasmă mare.